Așa cum vă este cunoscut, 28 septembrie este declarată ziua Lezduit România, o zi în care pe tot teritoriul României se face curățenie. Ne-am raliat și noi cei de la Câmpia Turzii acestei acțiuni. Partidul Național Liberal este la cea de-a patra ediție la care participă, premiată la fiecare ediție pentru activitatea desfășurată. Iată că și în acest an suntem cu un număr de 30 de membri ai partidului care participăm la acțiuni organizate de către Primăria Câmpia Turzii și Lezduit România. Este o acțiune prin care dorim, pe de o parte, să sensibilizăm cetățenii orașului vis-a-vis de curățenia care trebuie să existe la noi în oraș, deși, așa ca o paranteză, pot spune că, cu toată modestia, la acest moment orașul este suficient de curat și acest aspect se vede din sacii de gunoi pe care am reușit să-i strângem până acum, care sunt mult mai puțini decât sacii pe care îi strângeam anii trecuți, astfel că activitatea companiei de salubritate cred că trebuie evidențiată. Alături de noi mai participă și reprezentanți din primăria, angajații primăriei Câmpia Turzii, angajații domeniului public, societății domeniul public și angajații companiei de apă și nu în ultimul rând reprezentați de la toate școlile din oraș. În afară de a fi președinte de partid în cadrul Lezduit România, să zic așa, sunteți și viceprimar. Din primărie, cam câte persoane participă la acțiune? Din ultimele informații, erau înscriși pe liste 50 de voluntari. N-am verificat în această dimineață cât s-au prezentat, dar sunt convins că dacă s-au înscris pe listă, toți 50 sunt prezenți la acțiune. Cât credeți că va dura acțiunea de astăzi? Probabil undeva până în jurul amiezii, după ce vom reuși să puricăm, să luăm așa la mână aproape toate zonele din oraș. Tocmai asta vă spuneam, că spre surprinderea mea, ceea ce am reușit, de exemplu, strada Aurel Vlaicu, pe care noi am intrat acum, urmând să continuăm între blocurile pe strada Oțelealor, rămân surprins că n-am reușit să umplu nici măcar un sac. De asta și am vrut să evidențiez activitatea companiei de salubritate.